mai mic, când visam rochii de mătase. Iată, acum mai mult vreau de stofă simplă, dar atunci vreau de mătase. Și mi-a cumpărat mama, dar după ce am dus-o, când ne duceam la biserică, eu mă apropiam așa de femei și făceam așa, la rochii. Și puneam urechea și spuneam, mami, vină, asta e de mătase. Și dacă vinea de la piață cu rochii și o făceam așa și n-auzeam foșnetul ăsta care parcă frunzele de toamnă, așa mătasea adevărată, mă supăram și aveam rochii de mătase aici. Dar ce s-a întâmplat? Mă duceam la hor în sat, la, eu locuiesc, am născut pe malul Căinarului, un râu, era mai mare decât e bâcul ăsta acum când eram eu în copilărie, sau poate îmi părea, acum e tot chiar e mai îngust decât bâcul Chișinău. La Căinar? Nu din sat Căinar, dar râul Căinar. Tu ai bunicii din Căinar, da? Străbunica ta e din Căinar, din Drochea, da? Păi iată, de cine am fost, probabil cu străbunica ta. Și ne duceam cu părinții la coră, la joc, cum se zicea acolo. Și părinții, desigur, mama întâi m-a îmbrăcat pe mine. Mi-a îmbrăcat rochița de mătase. Până au ieșit ei, eu în băltoaca din drum, am băcat batista și desigur că totul s-a murdărit rochia de sus până jos. Și atunci mama zice, gata, nu mai mergi cu rochia de mătase. Și rochia asta e decit. Și eu eram bosunflat, cum să mă duc eu la joc, la coră, dar dacă este acolo vreun flăcău, se uită la mine și eu îmi mus cu rochii de mătase. Nu vă uitați așa, eu în clasa întâi mă pregăteam, când urma să mă duc în clasa întâi, eu mă pregăteam de măritiș. Mi-am făcut o năframă, o ghirlandă, cum se zicea atunci de la noi. Și, dar n-aveam mire. Pentru că eu consideram că mirele va veni mai târziu. Că noi când ne ducem la nuntă, ia spuneți, vă rog, ridicați mâna, ce se duce să vadă mirele? Nici chiar băieți. Poți să duci să vadă mireasa. Și atunci eu mă gândeam, ce rost un mire când toți o să vină să uite la mine. Și deci mă pregăteam de nuntă când a venit învățătoarea, că așa umbla învățătoarea prin sat, și înscria în clasa întâi elevii. Mama spune, zice, eu nu știu, ies gătește de nuntă, dacă o convingeți să meargă la școală, poftim. Și învățătoarea mi-a explicat că nici un mire, nici un prinț nu o să se uite la mine dacă nu o să știu carte. Și atunci m-am gândit, bine, mai las un măritiș mai târziu și m-am dus la școală, în clasa întâi.